Hotărârea a fost luată de magistrații Curții de Apel București, deși carantina Comunei Gornet expiră astăzi. Admite în parte cererea respinge acțiunea restrânsă și modificată formulată de reclamatul Bogdan Dumitru în contradictoriu cu părâtul Departamentul pentru situații de urgență ca neîntemeiată. Admite în parte acțiunea restrânsă și modificată formulată de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gornet prin reprezentant legal primar în contradictoriu cu același părât. Anulează ordinul șefului Departamentul pentru situații de urgență privind instituirea carantinei zonale în localitatea Gornet, Comuna Gornet, județul Prahova, respinge capătul de cerere în pretenții din acțiunea reclamantei Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gornet ca neîntemeiat. Se arată în minuta ședinței de judecată de la Curtea de Apel București. Comitetul județean pentru situații de urgență Prahova a decis în data de 22 iulie carantinarea comunei Gornet după ce în decurs de două săptămâni în localitate au fost depistate 15 cazuri de coronavirus. Pe 25 iulie primăria Gornet a atacat în instanță decizia DSU. Inițial, avocatul comunei Bogdan Dumitru a declarat că autoritățile locale cer 500.000 de euro de spăgubiri cu titlul de daune morale sau daune interese în condițiile în care peste 450 de persoane au rămas fără locuri de muncă iar cetățenii comunei nu sunt acceptați în magazine, farmacii și alte locuri publice din comunele limitrofe. Ulterior, avocatul a anunțat că a reevaluat aceste despăgubiri la 4 milioane de euro. Avocatul a cerut magistraților să constate nelegalitatea hotărârii prin care s-a impus carantina în Gornet, el spunând că DSU a invocat la emiterea ordinului o hotărâre a autorităților județene care nu are legătură cu instituirea stării de carantină, ci cu măsuri pentru eliminarea răspândirii peste porcine. Totodată, Bogdan Dumitru a reclamat faptul că în comună nu s-a desfășurat o anchetă epidemiologică și nu a existat niciun fel de colaborare între prefect și autoritățile locale.